Prețurile la chirii au explodat din nou la Cluj-Napoca odată cu începerea anului universitar. Mulți studenți nu au prins locuri la cămine, iar cererea a crescut foarte mult, astfel că o garsonieră se închiriază cu 400 de euro, iar un apartament cu 3 camere ajunge la peste 800 de euro. Clujul rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe chirii. Anul acesta se simte o creștere undeva în jur de 15-20%. Prețurile vor stagna. Valul mare de închiriere a fost până la final de septembrie. Prețurile nu vor scădea, dar nici nu vor mai crește. Avem o creștere foarte mare a cererii și pe zona de spații de birouri. Automat, marile companii își aduc din nou la lucru fizic angajații, ceea ce înseamnă o închiriere și pe parte de locativ. A devenit deja o obișnuință ca începerea anului universitar să aducă la Cluj creșterea chiriilor. În condițiile în care mii de studenți care nu prind loc la cămin își caută o garsonieră sau apartament de închiriat. Cele mai scumpe chirii le găsim în zona centrală și în cartierul Zorilor. Aici prețurile pornesc de la 400 de euro pentru o garsonieră, 650 de euro pentru apartamentele cu două camere și 800 de euro pentru apartamentele cu 3 camere. La polul opus, cele mai ieftine chirii le găsim în cartierul Iris, unde prețurile încep de la 200 de euro. Chiriile din Cluj, pe lângă prețul care este exorbitant de mare, cumva raportul calitate-preț este absolut îngrozitor. Ca student venind de departe, cumva situația chirilor este foarte complicată în Cluj, se găsesc foarte greu chirii, chiriile care se găsesc sunt foarte departe de zona centrală. Foarte scumpe. Nu știam, foarte scumpe. Foarte scumpe. Mai ales ca și student să-ți permiți totuși. Stând de 5 ani în Cluj, mi se par super exagerate, dar că eu cumva am norocul că plătesc doar 110. Dar încă stau cu două fete, deci și nu pot să zic că e lux, stăm în Mănăștură, aproape de Florești. Puțin incorrect, sincer, și așa erau destul de mari prețurile, dar presupun că, nu știu, cumva normal să zic, au crescut prețurile și la alimente și la carburant, orice, și cumva e justificabil, dar... Specialiștii în imobiliare spun că e posibil să scadă puțin chiriile în perioada iernii.